Da, din nou în direct, continuă actualitatea. Știți cu toții mândria politicienilor români, podul de la Brăila, care a fost inaugurat de nici mai știu cât, vreo duzină de politicieni de la vârful statului și tot felul de alți consilieri, oficialități locale și așa mai departe. Numai dumneavoastră, dacă aveați treabă în ziua aia, ați lipsit de acolo, că altfel oricine a fost la acea inaugurare. Ce să vezi, după ce cădeau șuruburi din podul proaspăt inaugurat, acum are noi probleme despre care ne dă detalii Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre de pe B1 TV, în legătură cu noi. Bună seara, Ștefan! Ce i s-a mai întâmplat podului de data asta? Păi, prima dată, după 6 iulie de la inaugurare, la 3-4 săptămâni, practic asfaltul a crăpat, să spunem așa, și problema șuruburilor a apărut acum aproximativ 10 zile, din ce mi-aduc aminte. E, după cum am anunțat noi vineri la prânz, în exclusivitate, postul pe 1 a anunțat că urmează frezarea asfaltului de pe podul de la Brăila. Ei bine, azi dimineață, oamenii din cadrul companiei, din cadrul firmei de construcții din Italia, au pus mâna pe o freză și au frezat, au rașchetat podul de la Brăila după aproximativ 65 de zile de la inaugurare. Foarte, foarte bine că au scos asfaltul până la urmă, pentru că acolo pe pod, dinspre Tulcea, spre Brăila, există aceste probleme. Singura întrebare publică, l-aș întreba pe ministrul Grindeanu pe ce bază, din punct de vedere a siguranței circulației, se dă în trafic un obiectiv fără recepție, pentru că vorbim de Golden Gate-ul României, uh-huh. Și mai mult decât atât, nici până la această oră, 10 seara, noi n-am primit nicio poziție din partea CNR-ului despre cantitatea de asfalt frezată. La Dan Bucura, în emisiune acum 8 zile, 9 zile, încă se numărau șuruburile de pe podul de la Brăila. Când eram la Dan în studio, aveam undeva la 60-70 de mii de șuruburi numărate și vreo 300 de șurubate, ceva de acest gen. Gândiți-vă că acum CNR a trebuit să transmită un comunicat prin care să spună, băi, am frezat 5 metri de asfalt și am turnat din nou asfaltul. Dar de ce? Ar trebui să ne spună și de ce s-a ajuns la situația asta după 2 luni de la inaugurare? Totuși. Asta e altă poveste. Păi, ce facem? Frezăm asfaltul abia turnat? Imaginați-vă că pentru acest pod, statul român practic a turnat vreo 600 de milioane de euro fără TVA. E, imaginați-vă sute de milioane de euro turnați pe podul de la Brăila, bani pe care după 2-3 săptămâni ieși și arunci în Dunăre. Da, dar Ștefan, face constructorul chestiunea asta? Adică face unul dintre constructori sau face CNRDNR-ul? Adică costul intră în costul că așa e, constructorului, că așa e făcut contractul? Sau contractul e, cum știm noi că se face, plătește doar statul? Oana, la câți bani am plătit italienilor de la WeBuild, adică peste 600 de milioane de euro plus TVA, probabil că e un mizilic pentru ei să plătească din nou încă un strat de 2 cm de asfalt sau 5 cm. Dar înțelegem că ei fac, nu? Adică la modul practic ei coordonează lucrarea. Că nici n-au recepția, da. WeBuild se ocupă pentru că este o lucrare nerecepționată, pentru că este o lucrare care a avut anumite teste de rezistență și așa mai departe, teste ținute la secret de către compania de drumuri. Da, ceea ce nu i-a împiedicat pe politicieni să facă o inaugurare cu fast. În afară de Patriarhul României, știți foarte bine... A lipsit Patriarhul? Unul, Patriarhul României nu a fost. N-a fost? Am înțeles că avea alt program, Auzi, număratul oficialităților care au fost acolo e un fel de număratul șuruburilor din pod. Cred că ție să grămezi. În ziua respectivă, 100-200 de oficiali, președinte, guvern, fostul guvern, actualul guvern,
viitorul guvern, toate partidele au fost. Da. Cum e, domnule Zaider, cu investițiile de succes ale României? Mi-aduce aminte de epoca ceaușistă, când dacă venea tovarășul, trebuia vopsit copacul dacă cumva se uscase. Să fie clar, șuruburile alea nu s-au deșurubat. Șuruburile alea nu fuseseră înșurubate niciodată. Era făcut de mântuială pe principiul las că merge și așa. Iar faptul că ar fi numărat și ar fi verificat toate șuruburile din podul ăla într-o zi, asta s-o creadă cine o spune. Că în rest nu se poate face lucrul ăsta. Au făcut o extrapolare matematică, un model. Au făcut un sondaj de opinie. Deci au făcut un sondaj de opinie printre șuruburi și au ajuns la concluzia că... Vă dau și explicația oficială acum de dragul poveștii, că tot cu Ștefan în emisiune am aflat-o. E vorba, se acuză acum firma mamă, ăștia italienii, ăștia care au luat grosul contractului, cu un antreprenor. Și ei spun că acolo a fost o râcă și aia i-au sabotat, neplătindu-i la timp sub antreprenori. Ei au zis, firați voi să fiți, o să rămâneți. Deci niște subcontractori care lucrau pentru italieni s-au răzbunat pe firma... Și-au luat banii de la... coordonatoare. Nu știu, acum atâta s-a lucrat acolo. Păi și poliția unde e, Dane? Păi nu, da. Poliția, parchetul, unde sunt să investigheze sabotajul la pod? Piața asta construcțiilor se cunosc procedeurile astea și se cunosc că își dau între ei țepe, inclusiv pe ideea când nu încasau de la stat, își dădeau mai departe țeapă. Bă, nu mi-a plătit mie statul, nu-ți plătesc nici eu marfa, mori. Ești că la mai mic care nu mai suporta, murea. Dar acum, de noaptea minții, asta e tragic. Bă, eu înțeleg că două firme disperate, una nu-i plătește, hai să le fac și eu o răutate, era să zic altceva. Bă, fraților, dar ce răutate faci, că tu, păi, până la urmă, și asta e să-l băgăm în CSAT din păi colo de drouri. Adică, dar până la CSAT să-i băgăm la poliție, într-o anchetă. Nu s-au înțeles la cașcaval exact. La plăți și se sabotează, risc să arunci în aer o infrastructură de genul ăsta. Adică și teoria asta. Păi, și atunci, din nou, mâna statului, băi, când ai făcut o recepție, da? O tot amână aici, Ștefan știe mai bine și mai multe lucruri. Deci eu tot amân. A fost o recepție, Dan, a fost o inaugurare. Păi, da, portată. Asta zic, de ce s-a făcut inaugurarea portată și nu recepția? Dar Ștefan, câte alte obiective mari ale României sunt fără recepție? Că avem și în București. Dar stai puțin, țin să vă atrag atenția că acum câteva zile a fost inaugurat nimicul. S-au pus doi pari și s-a tăiat o panglică la o viitoare săpătură a unei conducte de gaz. Despre ce vorbim? De racordare la gaz într-o comună. Și ni s-a explicat după aia că din hiperentuziasm s-au gândit să inaugureze ceva ce nici nu fusese... Câmpia. Da, știți ce se repetă în multe știri? Lipsa statului și asigurări vorbe cum că totul e în regulă. Nimeni nu mai crede. Pică drona, statul spune nu e acolo, după aia spun că e acolo. Șuruburile le-au verificat ei într-o singură zi, zeci de mii de șuruburi. Evident că nu le-au verificat, că ați văzut mișcare, erau furnici de... furnicărare de oameni ar fi fost pe pod dacă l-ar fi văzut. Nu l-au verificat, dar au spus că e în regulă. Păi cine mai crede? Domnul Mercea, domnul Vulceanu, imediat spune, Ștefan. Legat de acea numărătoare, în 7-8 ore au numărat 35.000 de șuruburi vinerea, apoi sâmbătă ajungeau la 50.000, apoi când am fost cu Dan în emisiune ajunseseră la 70.000 de șuruburi. Deci se numărau șuruburi pe bandă rulantă. Voi vă puteți imagina că 4-5 muncitori erau pus în numere șuruburile astea, de le vedem noi în imagine acum, nu buloanele alea, nu știu cum să le spun, să nu creadă lumea că erau... Da. Eu i-am adus lui Dan în emisiune un șurub, dar nu era de la acel parapete, era din cadrul lucrărilor de sudură a tablierului. Deci din alea patru, iată, numărate de mânuța aia care se vede în imagine, trei erau de șurubate. Deci putem să presupunem, nu știu, că măcar jumate erau nestrânse. Nu era de acolo, am insistat și noi să nu ne trezim că îi vin la ușă. Da. Iau după aia. Era unul similar. Nu, noi am spus că acel șurub era din timpul sudurii tablierului, acum un an și jumătate, eram sub pod. Filmam ceva sub podul de la Preila și am găsit... Erai ca Salini și Brătianu sub pod, Ștefane. Da, domnule Vulceanu, era mândria noastră până acum vreo lună podul ăsta să dădea, cred că i-am sunat și pe ea de la CNN, de la Casa Albă, i-am spus, domnule, vedeți că am făcut un pod, e mai tare ca Golden Gate-ul vostru. Domnule Mușanti, încolo... eu am pățit o chestie din asta live, așa, întâmplându-se, mie mi s-a întâmplat. Eram interimar la transporturi și vreau să dea în circulație A10, Sebeș Turda.
Și înainte de, cred că cu două săptămâni, de a se da în circulație, s-a surpat prima dată. Evident, toată lumea știa că se va surpa la un moment dat, pentru că, mă rog, din stadiul de proiectare s-a procedat prost. Și atunci, totuși, am luat decizia să dăm în circulație, chiar pe, numai pe un singur fir, porțiunea aia de acolo, pentru că erau niște cozi infernale la Alba Iulia și știți ce se întâmpla tot timpul acolo. Și am zis, domne, ok, hai să meargă pe un fir, 3 km, dar măcar să circule. Adică, na, nu poți să lași oamenii să stea în cozile alea încă, eu știu, 7-8 luni sau mai știu eu cât stau ăștia până le repară, că n-are rost. Deci, chestia asta cu podul ăsta, mie mi se pare puțin mai ciudată, pentru că eu nu cred că există probleme de proiectare la podul ăsta. Dacă ar fi probleme de proiectare, ar fi grave. Ci pur și simplu sunt niște lucruri absolut ridicole pentru o lucrare de genul ăsta. Adică aici lucrurile ar fi trebuit să stea ceas, da? Sticlă. Domnule Vâlceanu, acum 2-3 zile, joi sau vineri, CNAIR-ul are a făcut o postare pe Facebook, pentru că dânsii comunică mult pe Facebook, în care au confirmat că lucrările sunt întârziate, că acele lucrări legate de drumurile adiacente podului, slaba organizare a constructorului pune în pericol finalizarea lucrărilor pentru sfârșitul anului 2023. Deci după ce au inaugurat lucrări de mântuială, respectiv podul, dânsii au plecat în vacanță, mă refer la constructor, și ce să vezi în toamnă, la 1 septembrie, când s-a dus CNAIR-ul să vadă dacă s-a mai întâmplat ceva pe lângă pod, n-au găsit pe nimeni. Pașca semnele alea de marcajele, după, din ce ați văzut, sunt făcute din tablă de acoperiș, tablă zicată, deși au utilizat acea tablă pentru a construi sau a forma acele marcaje, acele indicatoare care îți arată unde e Brăila, unde e Tulcea și unde e ce mai fi. Apropo de indicatoarele astea, Ștefan, să mai lucrează la ce este în jurul podului, ca să zic așa, că am înțeles, avem o mândrețe de pod, dar el duce tot în niște drumuri strangulate. Exact, păi nu, s-a inaugurat podul pe 6 iulie, eram toți acolo, am mâncat pită și sare și la revedere. Și după 3 săptămâni s-a stricat autostrada, asfaltul, și după alte 2-3 săptămâni am început să numărăm șurugurile. Nu s-a mai întâmplat nimic după 6 iulie, în contextul în care mai există de construit încă vreo aproximativ 19 km de drum de la zero. Italienii, da, au plecat în vacanță, știți cum e în Italia. Mă rog, a mai rămas freza care să rașcheze, exact, asfalt. Contractul, da, prost și contractul prost, pentru că dacă faci un contract bun, mai pleacă italienii în vacanță vara. Dacă ai un contract bun, atunci când pleacă, urmează niște penalități. Dar noi facem contractul prost din alte considerente, nu, Ștefan? Nu vor fi penalizați, pentru că sunt vreo 20-30 de procese legate de podul de la Brăila. Și vorbind de claim-uri, știți ce înseamnă, domnii din studio, acele claim-uri vor câștiga alte multe zeci de milioane de euro. Da, mulțumesc mult, Ștefan Nedveș, pentru toate detaliile, dar să știți că eu am o explicație, de fapt nu am eu, pentru toate ghinioanele astea care se întâmplă în ultima vreme, o are doamna Firea. O știți pe doamna Firea, cea care a demisionat în urma scandalului a zilelor groazei, cea care s-a prăbușit și în sondajele pentru candidaturile la primăria Capitalei, că vă arătam zilele trecute, în urma acestui lucru, este mult sub Nicu Șordan. E, doamna Firea, într-un interviu, că tot încearcă niște prieteni din presă de-ai domniei sale să-i mai spele imaginea pe aici, pe acolo, zice că nu trebuie să credem în coincidențe, că toate lucrurile nasoale din ultima vreme, cu drone căzute, probabil că și cu podul, n-a zis explicit, dar putem să bănuim, se întâmplă pentru un motiv. Urmăriți-o pe doamna Firea. În politica mare, zice doamna Gabriela Firea, după opinia mea, nu prea e loc de coincidențe. Chiar dacă au fost evenimente nefericite și neprevăzutul joacă un rol foarte important în viața noastră, cu toții ne punem această întrebare. Dacă cel puțin o parte dintre aceste evenimente nu ar fi putut fi rezolvate anterior schimbării care a avut loc la Palatul Victoria, rotativei dintre prim-ministri și o parte dintre miniștri. Sunt convinsă că istoria, și nu foarte îndepărtată, ne va arăta informații relevante despre ceea ce s-a întâmplat acum. Doamna Firea
probabil pregătindu-se să scrie un roman de polițist. Nu știu dacă face asta, că ultima oară făcea reclame pe Facebook la nu știu ce, alifii și creme și astea. Deci hai să nu suspectăm pe doamna Firea de exces de premoniții de asta. Acum, evident, când nu mai ai fișa postului, nu mai ești în cărțile mari, acolo unde trebuia să fii și să te duci să cucerești capitala și să o aduci la naveta Mamă Roșie, ajungi să perorezi și să faci și descrieri de genul ăsta. Dar vorba ta, o să ajungem să credem și că nenorocirea din Maroc cu flăcările albastre de pe cer de dinainte e cumva tot mâna unora care vor să saboteze inclusiv PSD-ul. Dacă PSD are treabă cu Marocul sau vreo reprezentanță la Marrakeș, îți spune doamna Firea că aici să facă, suntem, facem o glumă acum, dar ar fi vrut să le facă pe aici o nenorocire pentru PSD și ei și la amărăția în Maroc. Acum, doamna Firea zice așa, fiți atenți, miniștri buni, pe portofolii foarte grele, rezultate extraordinar de bune. Bine, nu știm în ce țară, despre ce țară vorbește doamna Firea. În condiții de criză, întotdeauna s-a întâmplat ceva de undeva care să îngreuneze activitatea guvernamentală. Știi de ce am ținut să bagatelizez un pic discursul doamnei Firea? Fiindcă poate sunt unii suficient de naivi și încă mai cred lucrurile astea și intrăm într-o paranoia. Nu ce să mai bagatelizez, că doamna Firea se acoperă de ridicol singură. Comunicatori foarte apropiați și foarte intim cu doamna Firea lansează de ceva vreme în spațiu public, inclusiv că nenorocirea de la Crevedia ar avea altceva în spate, nu pur și simplu o nenorocire. Adică deci asta ar explica, înțeleg că doamna Firea e parte din acest curent, deci dată, ori al dictează, ori al urmează. Încă o dată, mai facem un colectiv ca să-l aruncăm în aer, nu știu, pe Ciolacul sau pe careva. Da. Aici, Ioana, aluzia doamnei Firea, la cine faci, la ce face aluzie doamna Firea? Adică a luat-o pe partea asta acum să-l sensibilizeze pe Ciolacul, domne, ai niște dușmani în umbră, îți vor rău. Așa mi s-a părut și mie, că n-am înțeles, recunosc, n-am citit declarația sau ce-o fi zicere. A fost un interviu. Un interviu, credeam că a scris așa pe Facebook. Dar mie așa mi s-a părut, că ar vrea cumva să-i arate lui Ciolacu că poate să fie în continuare un comunicator pentru partii și deci să revină în prim plan. Sunt foarte, foarte curioasă cum se va schimba retorica. Se vor schimba mesajele în momentul în care Gabriela Firea va înțelege că nu, orice ar face, oricâte accidente, primărie nu mai pupă. Așa pare că nu, s-a terminat, asta a fost, Ciolacu a profitat de această situație, care pe bună dreptate s-a întâmplat, adică nu știu cum vrea să împacheteze Gabriela Firea povestea asta, dar zilele au existat, bătrânii înfometați, bătuți au existat. Nu știu dacă cineva a vrut să ia capul Gabrielei Firea, dar speța asta groaznică a existat. Și știți ce, Tudor Mușat? Cei care au fost destituiți atunci cu azilele groaze, când toată lumea era cu proiectorul pe guvern, sunt bine mersi în funcții, în funcții de conducere astăzi. Până și domnul Budăi e consilier pe undeva, mi se pare, adică și nu a ieșit din schema guvernamentală. Președinte de comisie în Parlament. E președinte de comisie. La administrație, unde nu e așa, se pricepe. Da. Pentru așa. Și doamna directoare, director plin, este transferat, adică a plecat de unde a venit, că toată lumea e transferată, nimeni nu e dat afară, tot pe funcție de conducere. Fiți atenți aici, lista evenimentelor produse în mandatul lui Ciolacu, la care doamna Firea face referire în acest interviu. Scandalul azilelor. Deci, în loc să uite, să mai pomenească vreodată de subiectul ăsta, doamna Firea zice, nu, domne, e o făcătură a dușmanilor. Tragedia de la 2 mai. Scandalul de la maternitatea Botoșani. Vă amintiți acea tânără gravidă care aștepta să o bage cineva în seamă. Exploziile de la Crevedia și dronele căzute în România. Toate astea ar fi opera cui, domnule Vâlceanu? Căror conspiratori care să-l saboteze pe Ciolacu și guvernului? Domnule Mușat, eu cred că din afara țării. Eu nu cred că sunt români. Agenturii? Eu cred că din afara planetei, dacă mă întrebați, dar să nu intrăm. Mă rog, undeva sunt străini. Deci, niște o cultă mondială care se ocupă cu lucrurile astea. De fapt, ce ar fi trebuit să vadă doamna Firea în spatele tuturor acestor cazuri sunt chestiuni de funcționare a statului român, la nivel local, la nivel central și acolo ar fi trebuit să un semnal de alarmă. Dacă ar fi venit doamna Firea și ar fi spus, domne, mi se pare că țara asta a început să se miște din toate încheieturile. Mi se pare că începe să crape, pur și simplu.
sistemul ăsta de administrație din România crapă. Pentru că ăsta sunt toate lucruri, dacă te uiți ce-i în spate și analizezi fiecare eveniment, o să vezi că, de fapt, sistemul ăsta românesc crapă, mișcă din toate încheieturile. La zilele groazei, da? Bani plătiți de la bugetul statului la niște centre din astea, unde pur și simplu bătrânii erau torturați, da? Și la zeci de instituții de control care nu își făceau treaba niciuna. Și toată lumea știa. Hai să fim serioși. Doamna de la președinta ONG-ului a scris la toată lumea atunci. Hai să fim serioși. După aceea, scandalul de la Botoșani, da? Unde o femeie moare în spital, deși cere ajutor disperat, da? Și nu o bagă nimeni în seamă. E o problemă de... poate și o problemă specifică spitalului ăla, nu știu, dar eu cred că e o problemă de sistem în România, chestia asta, de sistem de sănătate. După aceea, Crevedia, corupție cap-coadă. Dar la nivel local, hai să fim serioși, la fel. 2 mai, știa. La fel. La 2 mai, poți... Lăsat drogatul aferent incredibil. Să conducă mai departe, și trecut de 3 filtre. Și da. Și nu numai că trecut de 3 filtre, și cu o problemă care putea să închidă totul. Adică să n-ai la tine asigurarea, ți-am ridicat plăcuțele, mașina pe dreapta, nu se întâmpla nimic, pur și simplu, dacă își făceau treaba. Deci, sistemul se mișcă din toate încheieturile și doamna Firea se gândește la agenturi străine. Asta e problema. Nu știu la ce se gândește doamna Firea. Asta cu podul n-a prins-o, că probabil că încă nu se întâmplase aseară când a dat ea interviu, dar suspiciunea mea este că toate, de fapt, au legătură doar cu primul. Sau încearcă să mascheze, să-l mascheze și să-l explice cred, doar pe primul. Eu cred că scandalul azilelor, ca doamna Firea să nu dea socoteală de racordurile ei, legăturile ei cu subiectul, zice că e o făcătură totul. Nu, dacă încearcă să inducă politic undeva către un personaj care ar avea de câștigat în urma acelor... Cine e ăla? Ciolacul avea de câștigat, pentru că a scăpat de ea și acum încearcă să scape de Stănescu, da? Pentru că, iată, problema Crevedia a explodat și la Olt. Da. Domnule Zeidler. Jaf și minciună, și astea nu se acoperă cu vorbe sibilinice, așa, ascunse, cu conspirații. Jaf, Firea a lăsat 3 miliarde de lei datorie la Primăria Generală, practic a lăsat-o în faliment. Minciună. Firea spune că nu-l cunoștea pe cel pe care l-a angajase pe biroul parlamentar de șofer. Și care, suspiciunea mea rezonabilă, este că era interpusul ei personal la conducerea acestor azile. Dar, dacă se duce în tunelurile din Bucegi, sunt sigur că va vedea adevărul adevărat și va lumina și sârma. Da, sigur că sunt foarte multe explicații din astea pe care le poți da pentru lucruri alminteri simple, și anume că instituții nu-și fac treaba, iar politicieni coordonează și populează cu tot felul de pile și proptele aceste instituții, tocmai ca ele să nu-și facă treaba de multe ori. Hai să ne uităm, dacă tot am văzut ce bani pierdem din PNRR, la educație, la sănătate, ce speră guvernul să obțină în materie de bani, invocând niște motive foarte interesante. Unul dintre ele, l-am discutat zilele trecute, este că ucrainenii cu tirurile lor de cereale ne distrug drumurile și noi ar trebui să fim compensați. Discutăm imediat despre oportunitate. Acum a venit ideea enunțată de același ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, să fim compensați și pentru că suntem în afara spațiului Schengen și nu vor ăștia să ne bage în el. Am avut și o discuție zilele trecute cu comisarul Adina Vălean. Mi-am spus, domnule, noi am băgat foarte mulți bani, de exemplu, în întreținerea drumurilor naționale din zona respectivă. Că dacă mergeți acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focșani, să vedeți că tir... E 85, nu? Da. O să vedeți că e tir din tir, da, de Ucraina. Ceea ce a dus la, totuși, la o degradare a acestei rețele. Și am cerut bani. Cât? Să știți că per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci și pe CFR și pe naval și pe așa, 2 miliarde de euro. Am cerut colegilor mei, trebuie să-mi prezint o situație și voi cere și aceste sume, sau stat român, cred că ar fi bine să le ceară, legate de costurile pe care le-au avut transportatorii, fiindcă n-am intrat în Schengen. O să o calculeze colegii mei, discutăm foarte mult cu operatorii. Îmi vor prezenta din punctul de vedere al operatorilor de transport, da, pentru că mi-este greu să fac calculele pe ce înseamnă taxe. Asta e treaba vămii.
Da, hai să discutăm. E bine, e rău, ne trebuie compensația? Am citit declarația după ce am aflat că discutăm în seara asta, pentru că altfel n-ai de ce să citești așa ceva, că nu mai e valabil mâine. Adică sunt niște abureri acolo. Să zice Grindeanu, dom'le, să cere corect, bravo, am zis, excepțional. 3,5 sau nu știu cât din PIB, a zis el. Bun. Întreabă cineva, câți bani? Nu știu, dom'le, vin colegii mei mâine. Dar cine, unde? Unde cerem? Bun, să cerem, dar cui cerem? În primul rând, un principiu de bază, domnul Grindeanu. E corect, trebuie să cerem. Întrebarea după, cui cerem, Tudor Mușat? Ne ducem în Austria, ne ducem la Vamă, la Vameș, la Cancelar. În Olanda, poate... la Comisie, la Bruxelles, la Strasburg. Cui? N-aș știu să spună. Dom'le, părerea mea e că e ca în Crima din Orient Express, ar trebui să le cerem tuturor. Că când nu-i unul, e altul. Și au împărțit ăștia rolurile atât de bine să ne saboteze toți, de fapt, că nu ne vor. Cerem, da? Mai mulți, nu e că doar Austria sau Olanda, că ar trebui să le cerem tuturor, la urmă. Cât bun, cerem tuturor. Dar el n-a zis, nu știm. Cine am fi cuțitul noi, de fapt? Exact, a, cred că foarte mult. A doua întrebare, cât cerem? Adică, cine a făcut calculul? Unde? În minister, în companie, la transportator, a făcut cineva? Nu zice, mâine la prânz aștept. Adică, nu știu, cred că asta sau mâine la prânz. Mâine la prânz aștept colegii și ceilalți cu care am discutat cu niște tiriști. Cred că ați discutat cu vreo 2 șoferi de tir și mâine aștept rezultatele. Dom'le, dacă ești o persoană serioasă, profesionistă, nu fi, dom'le, cu astfel de declarații. Vii așa, cu o hârtie pe care spui. Cu dovada. Vii și spui 7 lei, 7 miliarde, 700 de miliarde. Atât am pierdut, din asta și asta și cerem, uite, am depus deja. Deja acum când vorbim noi, am depus 7.000 de cere. Da. Ce face el? Este la BIRT. E declarat de zici? BIRT. Politicianul a luat-o înaintea demnitarului, înaintea responsabilului cumva. Adică politicianul populist vine și zice să ne compenseze ăștia, domnule, pentru pierderile suferite. Ceea ce am putea spune și noi de aici și probabil mulți dintre noastre, cei care ne priviți de pe canapea, da, domnule, se facă dreptate să ne compenseze. Se facă, da. Dar domnul Grindeanu a uitat că e ministru și că trebuie să vină și cu datele problemei. Domnul, cine să ne compenseze, cu cât să ne compenseze? Aduceți-vă aminte despre compensarea privind cerealele, da? Pe care trebuia să o luăm de la Bruxelles. Erau bani pe care ne dădeau și n-am fost în stare la Ministerul Agriculturii să fac un calcul să luăm banii de la Bruxelles. Acum domnul Grindeanu vrea să ceară unde nici măcar nu, cum să vă spun, nu există discuție acum. Asta e o chestie inventată de dânsul. Știți, mi-au trecut mie mai multe tiruri pe șosele și ok, dacă vrei să faci asta, și fă, nu e o problemă. Pot să... Dar, n-am aceeași părere cu dumneavoastră. Dar, pentru că dacă e să faci un calcul și să vezi cine pierde după urma acestei situații, care sigur e una de război, dar alții văd că știu să obțină compensații pentru anumite lucruri, vezi polonezii, vezi slovacii, vezi cehii și așa mai departe, de ce să nu-mi pun problema documentat că, într-adevăr, poate merită România niște bani de la Comisia Europeană sau de la Uniunea Europeană pentru faptul că s-a România intensificat merită. Până merită. Peste România toate așteptările acest trafic rutier. Și primește. Păi, România merită niște bani și primește. Uzura șoselelor și alea vai de capul lor? Nu. România, de exemplu, în ceea ce privește cheltuielile făcute cu Ucraina, a primit bani europeni. A folosit bani europeni. Da, dar a umflat factura. Că i-au zis ăștia de la Bruxelles, Ciolacu, deci, și Ciolacu a recunoscut. Să știți că nu există în niciun fel de situație că România a suportat singură sumele astea de bani. Nu. Am folosit bani europeni. Hai să fim serioși. Și avem... un fond special pentru asemenea situații, din care am luat bani și luăm bani. Ce vrea domnul Grindeanu este mai mult de atât. Sau, mă rog, ce declară domnul Grindeanu? Că domnul Grindeanu a făcut o declarație politică, da? Hai să vedem ce facem cu șoselele, că circulă tiruri pe ele. Domnul Grindeanu poate s-a exprimat nefericit, dar sunt două lucruri diferite. Noi am folosit bani europeni ca să ajutăm refugiații, ca să dăm ucrainilor. În ceea ce privește compensațiile reale pentru businessul românesc, care este în pragul decesului, n-am prea primit, domnul Vulcinu. Dacă ce-am luat noi compensațiile alea pe agricultură, eu vă spun că am discutat cu mari agricultori ai României și îți vine să plângi când auzi ce bătaie de joc au trăit. Și cum au luat agricultori care are
10.000 de hectare și a primit 70.000 de euro. E adevărat, banii dar asta care a primit Guvernul României, că de asta am făcut asta e problema noastră, că cerem prost sau nu știm ce să cerem. Cerem prost. Da. Adică asta trebuie să te duci să le arăți lor. Bă, mi-ai nenorocit agricultorii români, i-ai nenorocit. Cu drumurile, sunt de acord. Era suficient să vină mult mai aplicat domnul Grindeanu și să facă așa, cu filmări, cu dovezi clare, cum stăteau tirurile la 45-50 de grade în perioada aia cu canicula în coloană și cum efectiv se lasă asfaltul, că dacă treci pe autostrada Soarelui spre port și așa mai departe, drumurile alea sunt paradite. Dacă treci cu o mașină mică pe acele drumuri astăzi, uite așa aici, valurile mării, că s-au făcut șleauri, s-au făcut. Astea trebuie să le probezi, să le documentezi. Nu s-o discut cum am discutat-o noi la scara blocului și cum e, bă, tata, e rău, bă, că vin unii, ne-au distrus drumul. Probezi, discuți, trimiți și cer compensații. Dacă noi, apropo de cine să negocieze și cum, păi vorbim de partide care au trimis an la rândul în Parlamentul European, acolo unde a zis că a băgat-o la înaintare pe doamna Vălean. Din fericire, doamna Vălean e printre puțini europarlamentari care mai știe și ce vorbește, mai vorbește și niște limbi străine. Dar în rest, când tu ai trimis cohorte de semi-analfabeți, am probleme de termenilor, semi-analfabeți, ei trimis europarlamentarii României. Deci aia acolo trebuiau în toți anii aia să ce? Să facă lobby pentru România, să discute la comisii, să ceară. Ce să ceară aia? Nu știau să ceară o cafea pe limba de acolo. Ceau cafea. Deci erau niște semi-analfabeți. Vă spun cu subiect și predicat. Ce n-au luat? Îi luăm? Nici limba română nu vorbeau bine. Și erau europarlamentarii României. Bun, aici ai un ministru care reprezintă statul român. Da. Și dar sunt două chestii, nu trebuie Ucraina, alta e Schengen, adică domnul Grindeanu s-a referit la amândouă. Domnul Grindeanu face de fapt o manipulare și justifică intern depășirea deficitului și spune am pierdut, uite, atâta din cauza Schengen, de parcă el la guvern a pierdut banii ăia, când le-au pierdut companiile private românești, da? Dar el vorbește de parcă bugetul statului a fost păgubit de banii ăia. Doi, statul român este atât de deprofesionalizat la nivel ministerial, încât domnul Grindeanu nu are cum să schimbe peste noapte problema asta, pentru că conduce un sistem de ani de zile care a dus ca oameni capabili să plece și să nu rămână decât pile de partid. Ministerul Finanțelor nu trimite Parlamentului României în mod repetat la răspuns la întrebarea cât costă dacă facem legea asta sau măsura asta, spunând că nu sunt capabil să facă această măsurătoare. Pe DNA-ul infracțiunilor de mediu, Ministerul Finanțelor a spus nu putem calcula, să vă calculeze Ministerul Mediului, hârtie oficială. Ministerul Mediului a zis nu putem să vă calculăm, să vă calculeze Ministerul de Finanțe. Și dumneavoastră credeți că Ministerul Transporturilor e capabil să calculeze ceva? Nimic. Nu știu, pentru că n-au rămas decât dacă ideea e bună, dacă e o chestiune de oportunitate. Uite, încep eu. Mie mi se pare că ar trebui pus în discuție povestea asta. Care dintre ele? Uzurii drumurilor, dacă tot ne-am apucat de asta. Nu numai pe drumurile, sunt mult mai multe aspecte pe care le poți aduce în discuție atunci când vrei. Păi și la televizor, la interviu? Sau unde? Că deocamdată acolo ne-am oprit. Pe noi, pe toți, domnul Grindeanu trebuie să ne anunțe că a făcut. Nu că va face, că e ministru. Auzuria, portului. Cu Schengen, mai departe. Dacă cu drumurile vi se pare o idee bună, cu Schengen, cum pare? Păi amândouă sunt. Ok, să încerce să le facă, să vină, să spună ce demersuri au făcut. I-a dat în judecată, unde s-au dus, unde s-au dus. S-au fie dus și la nivel de șicană, ca să pui presiune, ar trebui să faci ceva în plus, nu? Dacă e să o iei așa, până la urmă. Tudor Mușat, vine Marcel Ciolacu încă o dată. Repet că am zis, dar domnul Vâlceanu a mers Catrinul prin care nu s-a oprit. Vine domnul Marcel Ciolacu ieri sau alaltă ieri sau astăzi și spune așa, ne-am dus să spunem că 3,5% din deficit este din cauza Ucrainei și a războiului. Dar au zis să venim cu o factură serioasă și realistă. Păi dacă tu te duci ca în România și umfli, cât e așa, tu, păi mai punem 100, mai 150, rotunjim totul, ăia știu, au o imagine clară. Du-te și cere, normal, du-te și cere ajutor, pentru că există bani și vino și repară. Că dacă tu, România, ai fi avut cale ferată
era să zic o înjurătură acum, nu se mai distrugeau drumurile, dar tu n-ai cale ferată, tu n-ai trenuri, tu vai de capul tău. Deci vai de capul pentru tău, CFR, n-ai port, n-ai nimic. Pentru, da, pentru toate vrea să ceară. Să ceară, doamne, dar trebuia să le facă. Știi, trebuia să ai pentru ce să ceri. Dar da, dacă, doamne ferește, era un război, pe unde treceau tancurile? Pe ce pod? Că se prăbușeau podulețele alea care încă au trecut 7-8 luni de zile, cu podul ăla de la Blescan sau cum îl cheamă, mă scap acum, și nu l-au făcut. De s-a dus Ciucă în persoană să vină acolo și să zică cu armata, da. La Iași, și după vreau să pună niște din astea prefabricate din astea, niște, nu știu cum se cheamă, de plastic, să facă un pod de plastic. Și nu s-a putut, că dacă venea o căruță nu putea să treacă. Și nu mai face nimeni armata, nu mai face nimeni. Deci la noi este jale, dar foarte bine să vină cineva să le facă. Să facă și drumurile. Dar să știți că la chestia cu Schengen s-ar putea să dea în judecată și să afle câteva lucruri pe care ar fi trebuit să le știe. Cum ar fi? Cum ar fi, domnule Mușat, de exemplu, că în 2021, în primăvară, jumate din vama Gigi au fost arestați. Uite-ți vămile românești. Jumate din lucrătorii din vama. Cum ar fi, de exemplu, că vezi reportaje de presă prin vămi, cum trec tirurile alea pe acolo, car pe ei pe acasă. Mai și, te întreb după aia, domnule, ăștia au o problemă politică cu mine. Bun, dar noi știm cu toții că, de fapt, migranții aia pe care invocă Nehammer și cu Karner, n-au nicio legătură nici cu... Vin din Serbia, din Albania, pe tot traseul. Absolut. Dar dacă discutăm care sunt problemele noastre, și avem niște probleme reale, pentru că vei fi granița Uniunii Europene. Și atunci când i-au arestat pe cei de la Gigea, în 2021, și de ce i-au arestat? Că ei făceau trafic cu marfă contrafăcută, cei care lucrau în vamă. Și i-au prins cu un container întregi. Despre ce vorbim? Concluzii, păi credeți că marfa aia rămâne în România? Ăia nu se gândesc că vine peste ei? Grindeanu să se uită și să ne spună câți bani are din fonduri europene pentru infrastructură feroviară și cum nu i-a cheltuit. Iar materie de Schengen, bine că austriecii au găsit un pretext fals, imigranții, bine că nu s-au legat de bagajele alea cu cocaina care puteau pe plajă din Mamaia. Și că fix în ziua când nu mergea aparatura de supraveghere. A fost o zi cu ghinion, vorba doamnei Firea. Trebuie mers în tunelurile dacice și acolo lumina... Aia nu era în mandatul lui Ciolacu, deci nu ne interesează. Pe aia noi investigăm, potrivit logicii doamnei Firea. Ne întoarcem în câteva momente. O să vedeți alte scandaluri. Tot în politică, dar în politica americană. Acolo unde, pe de-o parte, octogenari ca Biden sau Nancy Pelosi încearcă să mai, de fapt, își depun din nou candidaturile, vor să fie la putere și în continuare, alții încearcă să-l blocheze pe Trump, să nu mai pună vreodată piciorul în calitate de candidat în America, despre toate imediat. Da, înainte de a discuta orice despre Statele Unite și politicienii lor, să marcăm acest moment, 22 de ani de la atentatele care au schimbat lumea, de la aceste atacuri sângeroase, au schimbat-o în multe privințe, domnule Vâlceanu, au schimbat-o inclusiv în privința supravegherii cetățeanului și par lucrurile astea mai actuale ca oricând. Ai zice că a fost așa un moment, a durat câțiva ani după acele atacuri, toată lumea se simțea verificată, controlată, informatic, nu mai zic fizic și așa mai departe. Uite că lucrurile astea au rămas, cumva. Da, au rămas. La momentul imediat după atentat, vă aduceți aminte că toți americanii nu aveau nicio problemă cu a fi controlați, a fi verificați, simțeau că e o parte din a fi în siguranță în țara lor. Oricum, trebuie să recunoaștem că
acele întâmplări din 11 septembrie au fost un lucru pe care și acum când îl privești rămâi șocat. Adică nu-ți venea să crezi că în America se poate întâmpla așa ceva. Sunt imagini aproape de film science fiction. Nu puteai gândi că se poate întâmpla ceva în realitate de felul ăsta. Dar, da, ele au rămas în continuare. Eu cred că vor continua să fie tot mai invazive, mai ales pe partea asta de online. Da? Dacă atunci când călătorești, până la urmă toată lumea s-a obișnuit cu procedurile din aeroporturi, eu cred că pe partea asta online și pe partea de supraveghere electronică, să spunem așa, lucrurile vor fi tot mai invazive. Bun, cât despre... O să ne întoarcem la asta. Da. E o știre interesantă pe care o să vreau să o discutăm despre administrația Biden și tehnicile invazive. Dar mai e un lucru. A reașezat sau a întărit, cum să spun, statutul ăsta de jandarm mondial al Statelor Unite până când au renunțat la el. Nu? În acești 22 de ani, dacă ne uităm așa la ce s-a întâmplat, cu Irak, cu Afganistan, cu multe alte lucruri, unele dovedite mai târziu ca nefiind foarte în regulă, unde am ajuns azi? Lovituri de stat în Africa, de unde americanii au plecat, Afganistanul cedat. Da, au câteva eșecuri pe zona asta, reinstaurării securității mondiale și Libia, liniștii, Irak. Păcii. Da, amintiți-vă în Irak imaginile alea cu... toată tehnica aia luată de talibani care se jucau după aia cu ea ca la... Da, bun, probabil că e o cruce prea grea pe care Statele Unite a luat-o, a zis că o duce, pe care au văzut că cârca nu e atât de solidă pe cât e cazul și au făcut mici pași înapoi. De altă parte, da, s-au întâmplat și lucruri bune, dacă putem vedea așa, dintr-o nenorocire partea bună după 9-11, în ăștia 22 de ani, s-au regândit și s-au rediscutat despre aceste amenințări asimetrice pe care omenirea atunci habar nu le avea și nu le înțelegea și nu le cunoștea, cyberterorismul, lucruri care, repet, ne depășeau atunci, nu înțelegeam ce se întâmplă. Națiile au devenit poate mai atente, mai... Da, pe de altă parte, unde, vremele serviciilor secrete, da, nu? Că au fost atentate în Europa. Exact. Și am văzut deficiențele. Au devenit și băieții ăștia mai cu ochii și pe noi și pe alții. Asta bașca. Da. Dar gândiți-vă la Franța și cu tot Big Brother-ul care Marea Britanie și până în multe alte țări, degeaba ai și degeaba ai imagini dacă nu ai specialiști care să interpreteze imagine și informațiile pe care le-au. Și asta s-a văzut în Franța, când atentatele au dezvăluit, devolat niște probleme de funcționare destul de mari. Unde suntem azi? Că uite, ziceam de acest verdict dat de justiția americană că administrația Biden a încălcat libertatea de exprimare cenzurând informații care nu-i conveneau din social media despre diverse subiecte. Obliga rețelele să scoată anumite postări. Păi asta să trăim mai abitir. Așa s-a schimbat lumea aici și am ajuns. Și orice cetățean de pe planeta asta a putut să-și dea seama cum a schimbat lumea pentru fiecare cetățean în parte. Pentru că dacă ești doar turist, nu mai mult decât atât, după 11 septembrie te-ai dus la Vatican și ai văzut pe la Roma, nu jandar cu pușii mergând pe stradă. Pe vremea aia, America era foarte unită în jurul acestei idei, domne, să îi descoperim și să îi lichidăm pe teroriști. Azi e mai dezbinată ca oricând în istorie, o chestie care a început cu anii în urmă, de când cu Trump și toată polarizarea asta pe care a creat-o. Sunt acum tabere care spun să găsim toate pârghiile pentru a interzice lui Trump să mai candideze. Alții care spun, domnule, terminați cu acești octogenari care vor să ne conducă în continuare de al de Biden, de al de Nancy Pelosi și alții care au peste 80 de ani și vor noi mandate. Pare într-adevăr o criză profundă de leadership politic acolo, de leadership politic mai tânăr de 66 de ani, că toți sunt mult peste. Dar, dincolo de asta, un alt aspect care a venit tot după atentate, nu neapărat ca o consecință a lor, deși și acolo au fost tot felul de teorii conspiraționiste care rezistă unele dintre ele până în ziua de astăzi, pentru că, de ce nu,
o ducere a minciunii și a știrilor false până la cel mai înalt nivel al politicii și al conducerii statale. Pentru că nu odată adevărul este că Trump a fost prins cu minciuni dincolo de manipulări și asta a fost foarte repede, a traversat oceanul și a prins la București din secunda 2. Uite că pare, se află America într-o dilemă în momentul ăsta. Republicanii, cele două mari partide, republicanii cu Trump, insistența lui Trump de a fi el candidatul, insistența lui Biden de a fi el candidatul democraților. Și America stă și se uită și zice, domne, altceva? Da, și se fac tot felul de analize și de sondaje și cele două partide au probleme reale, pentru că cei din eșalonul 2, să spunem, sau cei care sunt poziționați după cei doi politicieni, ca și în Europa, că zicea domnul Zeiler de criza de leadership, în Europa câteva decenii la rând te-ai uitat și n-ai mai văzut niciun lider care, și nici acum nu sunt lideri prin Europa cu greutate, nu? Te uiți la Marea Britanie în ultimii ani, te crucești. Te uiți la Franța, te uiți la Marea Britanie. Parada de prim-ministri. Te uiți la Germania, de unde a plecat, de la Helmut Kohl și așa mai departe. Oriunde te uiți. Asta e o problemă, nu doar a Americii, o problemă și a Europei, și se vede cum, de fapt, cum sunt gestionate țările. Dar citeam, apropo de America, că și în Senat, în Congres, media de vârstă este peste 70 de ani, deci America este în momentul de față în top cu media de vârstă cea mai înaintată, cred că pe lângă Japonia, pe undeva pe acolo. Deci este un fenomen, nu doar cei doi lideri sau candidați, posibil candidați, au această vârstă, de pun la încercare până și răbdarea americanilor. Dar în afară de asta e o dispută foarte mare acolo pe economie, pentru că nu doar Europa se confruntă cu probleme economice și de inflație, America are o problemă reală. Și asta alterează cumva și analizele și sondajele care se fac. O să închei cu un citat din Biden în Vietnam, acolo, când Hodorong Tronk, în mijlocul conferinței de presă, a zis, nu știu voi, dar eu o să mă duc să mă culc. Cam aici suntem cu povestea. Mulțumiri tuturor, nu vă duceți la culcare, urmează știrile nopții pe B1 TV. Noi ne revedem mâine seara la 21.